Dragii mei prieteni, dragostea este ca soarele. O inimă care nu simte iubirea este doar o piatră. Ce poate crește pe inimile de piatră? Țară pe potriva Moldovei, pentru care să se afle locuind așa multe feluri de noroade, deci osebit de moldoveni, ai cărora moși sau toți din Maramureș, mai locuiesc pentru dânsa și greci, și albariți, sârbi, bulgari, leși, cazaci, ruși, unguri, nemți, armeni, evrei și țigani. Ei trăiesc într-o dânsa slobos, se îndeleficesc cu neguțătoria, unii slujesc cu leafă la domnie, alții curte, o s-au ridicat și în starea boieriei. Se mai zăbovesc pentru neguțătorie și turci, însă nu este slobos să-și cumpere moșii, nici să-și facă casă la târg. Cei ce sunt adevărați moldoveni, unii sunt târgoveți, alții țărani, prea puțini sunt bogați, pentru că moldovenului din fire este născută mândria. Ei orice neguțătorie s-o pătesc că este lucru de rușine, osebit numai de neguțătoria cu pâinea, care o fac ei pe moșiile lor. În țară este necontenit lipsă de bani, se trec preste potare afară mai multe lucruri decât cele ce se aduc înăuntru, căci cei străini au ocupat în mâini toată negoțătoria Moldovei din pricina lenevirii patrioților noștri. Din vremele într care s-au ivit armele turcești la țărmurile Dunării și până în zilele lui Ștefan Voivod cel Mare,
și-au apărat moldovenii, tot cu vitejie slobozenia, neplecându-și grumajii sub jug străin, fără ca să înșele nici prin măgulini, nici prin promisuri mari. Iar acum pe domnul Moldovei de multe ori au dat bani la turci, precum arată rodicele patriei noastre, nici noi nu ne dăm înlături, pentru că domnii noștri cei înțelepți, când puteau să-și răscumpere cu bani nevoile lor, mai bucuroși își băneau pungla decât să-și rănească țara și pe locuitorii ei. Și când va merge însuși împăratul la războiul, atunci să trimită și el la oastă turcească 4.000 moldoveni ca să fie pentru deschisul drumurilor și pentru întocmirea podurilor. Această tocmeală a ținut mai un an, pentru că turcii fiind mulțumiți că au pus numai funia în capul poului moldovenesc, n-au încutezat să o scurteze până ce l-au împlânzit. Orchestra simfonică a Filarmonicii Naționale Serghe Lukevici, dirijor maestrul Mihail Agafița, artista poporului. Doamnelor și domnilor, stimați spectatori, telespectatori, vă salutăm la spectacolul de deschidere a unei noi stagiuni concertistice a Filarmonicii Naționale, la spectacolul pe care l-am intitulat Interferențe Culturale. Bună seara! Salutăm prezența la acest spectacol a domnului Sergiu Brodan, Ministrul Culturii al Republicii Moldova. În loc de prolog, ați urmărit un duel dintre Darbuca Orientală și Toba Moldovenească cu Constantin Stavrat și Dumitru Ciobănică și versurile ale poetului turc din secolul XIII, Ionuș Emre. După care a urmat Acem Tarat sau Festivități Persane, o fantezie orchestrală pe melodii de Dimitrie Cantemir cu moduri orientale luate din folclorul turcesc, o lucrare scrisă în anul 2013 de compozitorul Vlad Burlea. Pe fundal au răsunat pasaje din capitolele 14 și 16 ale lucrării Descrierea Moldovei de Dimitrie Cantemir. Onorat public, autorul acestui proiect, neobișnuit, curajos, îndrăzneț, este chiar maestrul Mihail Agafița. Maestra Gafița, vreau să vă întreb, dacă îmi permiteți, ce drumuri v-au dus exact spre această muzică, mai puțin cunoscută, mai puțin obișnuită pentru publicul nostru? Bună seara tuturor! Am pornit deci de la ideea că pe parcursul istoriei întregii omeniri au existat interferențe culturale între tradiția diferitor popoare, inclusiv pe aceste meleaguri în Moldova, în România și în general în Balcan, lucru pe care ne-am propus să-l oglindim în acest proiect. Iar dacă este să vorbim ceva mai la concret, intercalarea tradițiilor orientale cu tradițiile noastre autohtone a început, de fapt, de când a început și marele migrație ale popoarelor din Orient pe aceste pământuri. Și vreau să spun că era perfect firesc ca elita societății să consume muzică orientală, muzică turcească, până pe la început de secolul 20. Iar primul care a rupt aceste tipare
Cel puțin în muzică a fost marele George Enescu, care la vârsta de doar 19 ani a compus celebrele rapsodii române. Până atunci însă lucrurile au fost așa cum au fost și noi dorim să demonstrăm acest lucru prin întregul proiect, mai ales prin următoarea lucrare, care abundă în motive orientale, care sunt foarte armonios împletite cu muzica noastră românească, care se numește tot Rapsodia Română, dar care a fost semnată de un alt compozitor celebru, Ciprian Corulescu. Așadar, vă așteaptă o seară neobișnuită! Ciprian Corulescu, Rapsodie Română.
Urmează un alt omagiu muzical adus de compozitorul Ghenadi Ciobanu lui Dimitrie Cantemir. Ilustru cărturar, compozitor, teoretician, virtuos, interpret. Lucrarea se numește Cântări Orientale. Și în ea sunt utilizate structuri modale și succesiuni ritmice care pot fi găsite în lucrările lui Cantemir. Sunt, de fapt, aceste lucruri pot fi percepute ca niște pietre dintr-un castel vechi cu care este edificat o nouă construcție muzicală pentru percepția modernă. Așadar, Ghenadi Ciobanu, Cântări Orientale. Thank you.
trece dorul, măruțe. Cu dragoste, după el, ca vaca după vițel, ca oiță după miel. Dragostea după el. Distinse interprete în abordarea folclorului românesc. Și aici, vedeți, orientalisme modale împletite cu elemente folclorice. Ca și creația următoare, de altfel. Zise muma către mine. Geta Burlacu. Și mi-au
Și apoi prinsul cât e mare, vine toată cu mâncare, vine toată cu mâncare. Mi-a dat de toate ca mâncat, de-al vreau m-am săturat, dar când te văd m-am săturat. Eu și-a șurii, orică-i măicuța păturii, parcă-i măicuța păturii. Și când am văd într-un de casă, ies afară pe fereastră, ies afară pe fereastră. Și când o văd cum stă la masă, unde mă acoloiază, unde mă acoloiază, thank you.
Tatiana Costiuc, maestru naută. Tatiana a interpretat, stimați spectatori, vocaliza cu nuanțe orientale Asia Dezlănțuită, semnată de compozitorul Laurențiu Gondiu, un reprezentant elocvent al identității muzicale românești prudonistrene. Marele Ciprian Porumbescu spunea, atât de plastic, numai un singur cântec este coborât din ceruri. Acesta este doina. Urmează doina din Dolj și Până când nu te iubeam. Voce Geta Burlacu, solo la trompetă, Radu Tălâmpuță. Cer scuze, solo la vioară, să zic. Thank you.
zis că ești bogat, nevastă, ți-ai cumpărat. Dar mai bine funie de-ți luai, zău mai bine că făceai. Și să te fi spânzurat, de tine să fi scăpat și să nu al bărbat. Urmă drumos și sărat. Și când îl vedeam că vine să crească inima-n mine, se spălcam așa cu rouă viața, să ne fie nouă, s-o suflet trandafir la umbre de rozmarin, de ce ne s-o gâlpesc, s-o-l vină, s-o învălesc pe obraz, o ne tezesc. Hai să credeți, oameni buni, că eu într-una i-am cântat de tot ori de neînserat. Până când s-o spânzurat. Măi!
Gemma Urbanu. Thank you.
Clarinet și orchestră semnat de compozitorul din Israel, Baruch Berliner.